Sensibil din fire, primarul din Negomir, Ion Gruescu, a spus că are o oarecare părere de rău că a plecat de la PDL pe ultima sută de metri, însă susține că frustrarea a fost cea care l-a determinat să ia această decizie, care i-a intrat în cap încă din 17 aprilie. Cam anumite frustrări, am pierdut două proiecte, deci proiect măsura 3.2.2 cu cel mai mare procentaj la nivelul județului Gorj, 2,5 milioane de euro, apă și canal, și n-am înțeles niciodată și nu pot să înțeleg de ce l-am pierdut. Și am cerut și eu atunci sprijinul oamenilor din conducere și nu am fost sprijinit. Gruescu crede că nu este posibil ca un senator, făcând referire la Ion Rușeț, să se rezume la a face interpelări în loc să se ducă la ușa ministrului și să rezolve problema. Pentru că eu consider că un senator, având un singur primar pe colegiu, nu era o problemă extraordinară să nu mergi. Adică nu trebuie să faci o interpelare în Parlament să ceri bani pentru... Te duci la ușa ministrului, te duci peste primul ministru și rezolvi problema. El a refuzat să răspundă acuzațiilor președintelui PDL Gorj, Ion Rușeț, care a spus despre Gruescu că are vocația trădării. Primarul din Negomir a spus însă că Rușeț este dator, mai ales că a renunțat la postul în Parlament în favoarea sa. Domnul Rușeț este dator mie mult. În sensul că a fost promovat pe listă, deci eu am renunțat să fiu pe lista de senator și a fost dumnealui și sprijinul pe care l-am dat de la început până la sfârșit.